și la Teatrul de Comedie din București bate gongul pentru prima premieră a noii stagiuni. Și este vorba, așa, Silviu Stănculescu, de o premieră absolută. V-aș invita să ne spuneți câteva cuvinte, atât din punct de vedere al actorului, cât și al directorului acestei instituții de cultură. Revine pe scena Teatrului de Comedie Dumitru Solomon, de data aceasta, cu o premieră absolută, Arma secretă a lui Arhimede. Piesă cu profunde idei umaniste, care vorbește despre triumful gândului omenesc în favoarea celor mai nobile idei și în folosul oamenilor. Este o piesă cu cine și e pusă în scenă de către cine? Este o piesă metaforă, este pusă în scenă de Alexandru Colpaci. Distribuția cuprinde pe Aurel Giurumia în rolul lui Arhimede, pe Iarina Demian, Ștefan Tapalagă, pe Constantin Băltărețu. Nume bine cunoscute publicului. Nume bine cunoscute ale Teatrului de Comedie vor fi cuprinse și în distribuția spectacolului cu piesa Procesul al lui Suhovo Cobâlin, pe care o va monta la noi regizorul Gheorghe Harag. Cum, de asemenea, nu trebuie să scap prilejul să vă semnalez, deși emisiunea dumneavoastră se adresează concret acestei săptămâni, faptul că nu peste mult timp vom începe repetițiile la Doi tineri din Verona, a lui Shakespeare, unde, dacă nu în întregime, marea majoritate a tinerilor intrați de curând în trupă vor pregăti un spectacol, să sperăm, la înălțime. Da, nădăjduim ca aceste lucruri să însemne nu numai o intrare a lor în teatrul nostru, ci de-a dreptul o afirmare a lor și pentru publicul bucureștean. Revenind la piesa lui Dumitru Solomon, să vă urăm succes și să invităm publicul bucureștean deocamdată să vină să vă vadă. Nădăjduind că noi nu vom dezamăgi nici cu această premieră publicul nostru.